Voi ați auzit de Baba Neagră? Eu am auzit. Baba Neagră este o prăjitură, mai mult un chec tradițional din Chișinău. Este foarte renumit, care este tot timpul pregătit de gospodine. De ce avem nevoie? Avem nevoie de ouă, făină, zahăr, lapte, lapte bătut sau chefir, ulei, vodka. Da, am aici vodka. Aceasta este sticla, să vă arăt. Chiar am folosit vodka. Bicarbonat, un pliculeț de zahăr de vanilie, zahăr vanilat, pentru oală, ca aceasta se face în ceaun sau o oală mai groasă. Voi unge oala cu unt și cu făină. Să facem baba neagră. În castron punem făina, bicarbonatul, și uleiul. Amestecăm foarte bine. Voi pune câte puțin din lapte ca să mă ajute la fărâmat toate cocoloașele. Am amestecat foarte bine. Am pus tot laptele dulce. Și acum voi pune și laptele bătut și voi amesteca cam vreo 5 minute, voi amesteca totul să se încorporeze foarte, foarte bine aceste ingrediente. Ia uitați cum arată compoziția. Am plecat-o cu telul, fără pic de cocoloașă. Și arată foarte bine crema, compoziția aceasta. Arată ca o cremă așa mai lichidă. Foarte frumos. Acum voi bate ouăle cu zahărul. Voi pune zahărul aici și cu un pliculeț de zahăr vanilat și le voi amesteca foarte bine până se întăresc sau își dublează volumul, să fac spuma. Le-am amestecat foarte bine și au dublat volumul și s-a topit tot zahărul. Acum voi pune ouăle peste compoziția care am făcut-o mai devreme cu lapte și făină. Nu folosiți mixerul pentru că ouăle sunt aerate și este exact ce trebuie. Trebuie să aibă aer ca să nu amestec foarte mult. Acum voi pune și vodka. Să nu amestec de multe ori. Punem și vodka și amestecăm. Amestecăm bine, un minut, să ne asigurăm că totul se încorporează aici. După ce am amestecat foarte bine, voi da în partea asta. Vedeți, aici am pregătit o oală. Ideal ar fi un ceaun, dar nu am ceaun, am o oală din aceasta de fontă, pe care am uns-o cu unt și cu făină. Și am învelit-o în folie, ea trebuie să fie în folie, ia uitați, peste tot are folie pentru că are nevoie de foarte multă căldură. Și am învelit această oală în folie și voi pune compoziția în oală. Vă trebuie o oală sau un ceaun înalt, pentru că ea va crește.
După ce am pus compoziția anuală, o acoperim tot cu folie, să nu se ardă. Și vă pune folie. Se va acoperi foarte, foarte bine. Așa, și o să mai pun folie și așa. Da, mă asigur că este acoperită cu totul. Cred că este strânsă foarte bine. Așa, aceasta va merge la cuptor o oră la 180 de grade și o oră la 150 de grade. Am scos-o de la cuptor. După ce am scos-o de la cuptor, voi lua folia și am să o las 30 de minute să se răcească. Oh, e pufoasă. Oi! Aștept să se răcească 30 de minute în umblu la ea și apoi o voi răsturna. Am să dezlipesc pereții ca să o răstorn. S-a răcit. Ia să vedem. Baba neagră. Cum a ieșit? Oh. Ia uitați ce s-a făcut. Asta este doar făină. Data viitoare am să pun mai puțină făină. Dar a fost teama aceea de a nu se lipi. Se spune că baba neagră este bună atunci când are găuri. Ia să vedem. Wow! Ia uitați. Baba neagră. Mi-a ieșit la fel ca frații noștri de peste Prut, ca la Chișinău. Baba neagră din nord, așa îi zice. Ia uite cum zice, da, așa spun fetele, că baba neagră este bună aia care are găuri. Și vreau să vă mărturisesc că este pentru prima oară când am făcut baba neagră, pentru că am rămas surprinsă tot timpul. Este un dulce foarte faimos, tradițional din Chișinău. Și zic, băi, ia să văd și eu cum este, mă, asta baba neagră. Ce e baba neagră? Baba neagră, nu știu, poate este forma. Ia uitați cum arată și ce găuri are. Nici nu vine să cred că eu am făcut baba neagră. Dar uitați-vă la știința asta. Deci nu am pus cacao în ea. Practic, ingredientele care le pui în acest dulce, acest chec, se înmaronesc. Se face ca și cum ai pus cacao. Nu este ăsta un dulce extraordinar? Deci nu vine să cred. Deci fără cacao. Ia uite. Fără cacao, baba neagră e maro. Din cauza ingredientelor care s-au pus și este atât de pufoasă. Și vă spun sincer, este pentru prima oară când gust baba neagră. Mamă mia, nu vine să cred. Ia uite ce babă mi-a ieșit. Toate găuri.
Păi cu ce aducem, mă? La gust. Deci nu este chec. Nu este chec. La găurile care sunt și la gust. Cu siguranță nu este prima oară când am să fac baba neagră. Cu siguranță am să mai fac. Wow! Nu știu. Este un fel de... chec cu... chec cu prăjitură de iaurt, poate, la gust? Ceva de genul ăsta. Am să caut pe Google. Este extraordinar. Iată cum se face fâșii. Ci că secretul acestei prăjituri, acestui chec, să zic, ea fierbe, de are bulele alea, și în același timp se și coace. Și iese această minunăție de chec, îi zic eu, și maro la culoare, ca și cum i-ai pus cacao. Doamne, ce prăjitură interesantă, iată. Și ce moale e! Wow! Nu vă mai țin de vorbă? Dar ar trebui să încercați. Că poate nu trebuie să ajungeți până în Chișinău să vedeți și voi cum este baba neagră. Excepțional! Așa prăjitură, chec, nu știu cum să-i spun, n-am mâncat în viața mea, dar este un deliciu și mă bucur că am făcut-o. Mă bucur. O prăjitură excepțională din toate punctele de vedere. În special, sunt impresionată cum ea se face maro ca și cum ai pus cacao, când tu nu pui cacao în ea. Și găurile astea. Și la gust, nu știu, e chic cu prăjitură de ea, nu știu. În fine, am vorbit prea mult. Încercați rețeta, e delicioasă.